dar nu curge. Să zic că dacă îmi curge, e bine că scurge. Nu știu că e nasă. Dar atunci e bele. Nu ajutele alea, mă, să-ți lași. Păi, tu ești nebun, toți răcim aici. Aer condiționat, frig în baie. Să mă liniștesc eu, că eu nu mă liniștesc pe mine. Nu am confirmare, înțeleg? Ce râde așa? Și cu amețirele astea și cu ochii ăștia uscați. Lui Roxana i-a spus că cu ochii și cu durerile astea de cap și obosiți ne simțim din cauza că zice, a zis doctorița aia că toți concurenții au fost la ea, mulți. A zis din cauza la animalele astea că sunt foarte puternice și ne nenorocește la cap și la ochi. Am făcut un control la cap, să știu ce am. Vedem ce. Cred că s-a săturat aia de la Gran pe toate sezoane, se ducă pe toți acolo. Când am fost la doctor, la ginecolog, iar am venit doamna doctoră. Zice, O să fie un timp când ai să povestești cu drag de tot ceea ce ți s-a întâmplat în viață. Sunt convinsă, dar în momentul ăsta... Să regrezi nimic. În momentul special că am văzut-o pe cunată mea, știu ce viață aveam și cum eram aici, nu-mi lipsea nimic și eram ok. Singurul lucru care lipsea un suflet lângă mine și am venit aici să stau să mă scol cu viermi. Asta și să mă nenorocesc de fric și de răcel și de toate. Așa. Când am văzut că mai greu, mie mai mult îmi doresc să mă duc acasă. Singurul lucru care mă deranjează e că nu mi-am găsit. Nu am nicio problemă. Că? Că nu mi-am găsit. Dacă o găsi după aia... Te și fustăcești. Ba vrei nu știu ce, ba vrei nu știu cum. Ce mă fustăcești? Ba vrei nu știu ce, ba vrei nu știu ce. Dai și lumea peste cap din jurul tău. Ce? Nu am făcut o declarație de față de drepte. În mod special, așa că vreau să cunosc pe cineva. A fost nebunia de atunci, la ora asta. Oare? Păi, a fost nebunie? Serios sau a fost nebunie? Deci prima depresie... Ai dat altceva de înțeles. Ce? Cel puțin ai dat altceva de înțeles. Ce am dat de înțeles? Că vreau să cunosc? Dai seama că toată lumea s-a dat la o parte. Ce? Dai seama că toată lumea s-a dat la o parte. Cum toată lumea s-a dat la o parte? Este poate care vreau să fie îmbrajmentat. Nu cred. Cum mai faceți mă de asta? Că cine îți place cu adevărat, o faci indiferent de situație. Ce faci? Când îți place cineva cu adevărat. Da, ai impulsul ăla. Băi, vreau să mă duc la el sau la el. Îi faci cu cea mai mare drag. Tu ai face? Normal. Nu te cred. Bă, mă lași pe mărei, dă-i și mă și spun în față. Chiar dacă are pe cineva? Dacă are pe cineva și relația e bună, n-ai cum să mă duc, de așa. Dar așa cum sunt ele singure, normal că m-aș duce și cel mai mare drag m-aș deschide. Bă, fată, mie îmi place de tine, vreau să te cunosc, vreau să vedem dacă ne înțeleg. Dar așa ce vreau? Nu-mi place niciun acest lucru. Să zic că e lângă, mai aproape de mine, ca și caracterul ăsta. Nu e niciuna aproape de caracterul tău? În cele singuri. Eu nu mă plimb de prost. Trăiești în junglă, mă! Nu înțeles. Deci eu nu mă plimb de prost printre voi așa. Deci eu care mă înțeleg bine, care mă înțeleg bine. Cu cine te înțelegi? Cu cine ești apropiat de care? Păi dacă am dat o mulțime cu toată lumea, n-am probleme. Dar stau ca așa cu fiecare în parte. Îmi dau seama. E mai mult decât trebuie. Contează și aspectul fizic, contează nimic. Cât am spune, contează aspectul fizic. Păi tot să-mi contează, că ăsta e primul impact când te uiți. Îmi place sau nu îmi place.
Orice îi face, n-ai cum. Asta e oglinda. Eu n-am fost, dar era de la început așa să fie grămadă. Vai, știi altele. Câte schimbări erau? Nu știu. Multe. Erau alte. Foarte mari schimbări. Toți suntem să zic, da. Sau, nu hai toți, dar barem ca anul trecut. Vai, fate, 3-4 fete sau 3-4 băi și vei care aici ai în comun. Îi vedeai pe toți, știai care îți place, care nu-ți place. Așa vezi când ajungi la vorbele mele? Da, dar am zis eu că n-ai dreptate. Nu, prima oară m-ai acuzat că eu, noi suntem de vină, că noi v-am împins în brațele lor. Da, 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 cum? Da. În ideea că dacă vrei atât de mult să cunoști pe fată, în special dacă era la început de relație, ca să zic așa, nu se înfiripa mare lucru, spune-i. Nu. Am să lăsă salut că eu am pus toți la grămadă și toate prietenii. Asta e de înțeles. Okay. Eu am crezut că suntem toți la același sentiment. Deci așa am gândit eu prima. Sigur, nu are cum să se combine așa repede lumea. Las-o dracu, în 2-3 zile și gata, cuplu. Și uite că așa a fost. Eu așteptam să venim în casă, să ne cunoaștem cu toții pe lumea. Și dacă nu s-a fi potrivit anul ăsta, eu am văzut-o, eu vreau pasă, gata, e a mea. Îmi place de ea, nu știu. Și dacă nu fata... e, mă, păi n-a fost de ei. Așa a fost majoritatea. Așa a fost. Deci știi ce m-a enervat pe mine când am intrat în casă? Luam în casă două fete. Asta! Ai văzut? Dar mie îmi place de ea. Gata, e a mea. Asta vreau să spun, dar nu, mă! Și la chestia când am fost câte patru fete în casă. Păi dacă ție zice o fată că i-a plăcut Putărescu, e mai cu vreo șapte că nu se zice la... Ați auzit voi de la vreo fată îmi place Putărescu? N-a zis nimeni. Vreo fată a zis vreo fată ceva? Nu, băieți au zis, nu băieți, fetele. Mai mult am zis, nu adică fetele. Fetele n-a zis nimic. Deci eu țin minte că la vada cu patru, de patru persoane, când am fost patru fete, eu la toți le-am spus în parte să nu mai pune etichete. Pentru că vrem să cunoaștem pe cel puțin am venit din numele meu, vreau să cunosc toți băieții. Voi ați pus etichete, nu noi. Nu v-am pus nici etichetă, mă, fiecare și care au. Și cine m-a interesat, am spus câte ceva. Și dacă toți nu mă bag că ești cu Putărescu sau ești alu Cutărească, normal că era penibil și pentru o fată. Stai mă puțin că nu știu ce. Că nu era penibil, nu să fie penibil. Eu odată ce spun, nu puneți etichete, nu suntem anima noi, vrem să cunoaștem toți băieții. Dacă vă intră, nu frate, că noi suntem frați, nu, că lui ăla îi place de tine. Mă, tu mă, cum ai împins în brațele lui? Care a venit în casă, nu te-a împins nimeni în brațele la nimeni. Și pe nimeni n-am prins, n-am prins nimeni din casă. Singure v-ați ales, ați făcut alegerile. Eu încerc să spun, păi dacă voi spuneți, da, noi am spus. Și nu știu dacă vreo fată, în afară de Roxana, că a spus că nu vrea să mai cunoască pe nimeni decât pe Ștefan. Nu știu dacă a spus vreo fată, nu vreau să mai cunosc nici mai, vreau să cunosc doar pe Cutărescu. Când a venit să cunoască câte patru fete în casă, nu a fost niciuna. Toate am spus, vrem să cunoaștem pe toți. Și toți, a, nu, tu ești al Cutărescu, îi place de tine, nu, îi place de tine. Nu, pentru că așa s-a venit în casă cu chestia asta. Păi și automat, dacă tu spui, bă, tu ești al Cutărescu, ești la valiera. Păi atunci înseamnă că pe tine nu te-ai spus interesul față de mine, nu? Și atunci nu, eu cum să mai spun? Nu sunt al Cutărescu. Mai, pentru că cheia a fost la voi și voi ați decis, da. În mare parte. Da, și băieții s-au aruncat. Când s-au ales cuplurile deja, ce puteai să mă faci? Și nu s-au aruncat. La revedere. M-a părut bine. Și nu s-au aruncat. Fiecare are dreptate în felul lui, dar... Și cu măștile alea, nici nu puteți să vă imaginați cu mâncare cum era. Eram hidoase rău cu măștile alea. La ultima dată. Cel puțin mai enerva Max. Ai venit tu cu mâna și nu știu cine. Nevoit eram să aduc. Ionela. Nevoit eram să aduc pe Simona. De ce? Tu cum era? Pe ce era deja cu ele cu Luigi? Dar nu eram, vezi? Nu eram. Nu am și spus numai dați... Că ai spus tu, pui tu ești acutat și am spus nu mai puneți etichete. Dar eu de ce te-am enervat? Dar Luca și v-am așa despre ce era băieță. Și te-am enervat eu? Pentru că ai stat de vorbă cu prima fată care era lângă tine, n-ai mai stat de cu toate celelalte de vorbă. Eu am încercat să-ți spun ceva ca să-ți acaparezi atenția, să vorbesc cu tine. Erai tot cu, nu știu cine, Ionela, parcă era prima. Păi nu mă, cum să mă împart? Deci toți băieții cu care noi am stat de vorbă în afară